Emisiunea este susținută de Fundația Poș România. Împreună pentru viitor. Bună ziua, numele meu este Manu Adrian și sunt profesor de matematică la Colegiul Național Grigore Moisil din București. Alături de mine sunt doi băieți superisteți, Lucian și Cristi. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua și vom discuta din cadrul pregătirii examenului de valoare națională de la subiectul 1 vom discuta exercițiile 4, 5 și 6. Haideți să începem. Cardinalul mulțimii A este egal cu X aparține lui N stelat cu proprietatea minus 2 mai mic sau egal decât X mai mic decât 3 este egal cu Lucian. Haideți să vedem din ce elemente este formată mulțimea A. Care este primul pe care îl iau? Minus 2. Uh, trebuie să fim foarte atenți în ce mulțime ne aflăm. Ne aflăm în nestelat, da? Și atunci, uh, fiind vorba de înstelat, nu putem lua numere negative, corect? Și, corect. de asemenea, nu putem lua pe 0, da? Și atunci cu ce vom începe? Cu 1. Cu 1, după care urmează? 2. 2. Îl putem lua și pe 3 sau nu? Nu. Nu îl putem pentru lua pe că? 3 pentru că este inegalitate strictă, este mai mic decât 3. Cardinalul unei mulțimi copii reprezintă numărul de elemente ale acelei mulțimi. Și atunci cât va fi cardinal de A? 2. 2. 2. Ne ducem la variantele de răspuns A, B, C, D. Avem 4, 2, 3, 5. Care este varianta corectă ca să o și încercuim? Varianta corectă este B. Este B, da? Răspunsul 2. Bun. Cristi, media aritmetică a numerelor 4 plus 2 radical din 2 și 2 pe lângă 1 minus radical din 2. Media De aritmetică, două ia două să două vedem, este formată din... 4 plus 2 radical din 2, 2 da. Plus pe lângă 1 minus radical din 2. Haideți să și desfacem paranteza. 2 minus, minus din 2. 2 radical din 2, totul supra 2, da? Cine se reduce? 2 radical din 2 cu 2 radical din 2. Cu minus 2 radical din 2 și obținem 4 plus 2. 6 tot supra 2, adică cât? Răspunsul D. 3, adică răspunsul corect este de Bravo. Bun, Lucian, dacă x plus 1 pe x este egal cu 5, cât va fi x pătrat plus 1 supra x pătrat? Ia să vedem cum procedăm pentru a calcula x pătrat plus 1 plus x pătrat. Ridicăm la a doua. Ridicăm Prima. și în stânga și în dreapta egalului la puterea a doua. Mulți copii greșesc la acest exercițiu. De ce? Pentru că nu calculează x plus 1 pe x după formula a plus b totul la pătrat. Ei au tendința să pună a pătrat plus b pătrat. Uită de acel 2ab. Și atunci, pentru a nu face această greșeală, vom pune în paranteză x plus 1 pe x totul la pătrat. Este egal cu cât, Lucian? 5 la 2, 25. Bun. Haideți să aplicăm formula. x pătrat. Da. Plus 2, 2 ori x ori ori 1 pe x, 2 ori, ori a ori b, plus... 1 pe x la pătrat. 1 pe x la pătrat. Egal cu 25. Observăm că se simplifică x cu x-ul de la numitor și atunci x pătrat plus 1 pe x pătrat plus 2, o să-l pun pe 2 la final, este egal cu 25. Cu ce operație o să-l mut pe 2 în partea opusă? Cu scădere. Cu scădere. Și atunci când ne va da x pătrat plus 1 pe x la pătrat? 23. 25 minus 2, adică 23. Varianta corectă care este? Ce? Ceul, bravo. Mergem mai departe, copii. Se dau numerele A egal cu 4 minus radical din 7 și B egal cu 4 plus radical din 7. Diferența dintre media aritmetică a lor și media geometrică a celor două numere. Haideți să le calculăm pe rând, Cristi. Media aritmetică, cât va fi? Minus radical din 7 plus 4 plus radical din 7 supra 2. Supra 2, da? Se duce radical din 7 cu minus radical din 7 și ne va da cât? 8 supra 8 2. Supra 4. 2, adică 4. Bun, haideți să calculăm și media geometrică. Cât va fi radical din? 4 minus radical din 7 pe lângă 4 plus radical, radical din 7. 7. da? Adică radical din? 4 la 2 este 16 minus 7. Adică radical din? 9. 3 cât 3. va fi? care este 3. Deci ne cere diferența dintre media aritmetică și media geometrică. M, A, minus M, va fi 4 minus 3, adică cât? 1 și varianta corectă care este? Ah. Lucian, cel mai mic uh, număr uh, dintre 4 pe 5, 7 pe 8, 3 pe 10 și 1 pe 2. Ca să le putem compara, ce ar trebui să facem cu aceste fracții? să le aducem la același numitor. Exact, le, le aducem la același numitor, da? 8 4 32 pe 40. 40, următorul este 35 pe 40. 35 pe 40. Cel de al 12 treilea 12 pe 40. Exact. Și ultimul? Și ultimul 20 pe 40. Bun. Uh, ni se cere cel mai mic dintre aceste numere. Care este cel mai mic? Este 12 pe 40, adică. 3 <coughs> Adică pe 10. cel de-al treilea, da? Adică răspuns corect? Ce. Ce, bravo. Cristi, următorul exercițiu sună așa. O echipă de 15 muncitori termină o lucrare în 8 zile. În cât timp se execută aceeași, același tip de lucrare de către o echipă care conține 12 muncitori? Avem regula de 3 simplă, da? Deci 15 muncitori, puncte, puncte, termină acea lucrare în 8 zile. 12 muncitori vor termina în X zile, da? Ce s-a întâmplat cu numărul de muncitori? A scăzut sau a crescut? A scăzut. a scăzut. Deci punem săgeată în sus că sunt mai mulți muncitori sus. Venind mai puțini muncitori, Numărul de zile se va mări sau se va micșora? Va crește. Va crește, deci săgeata va fi în jos, va crește la cea de-a doua relație. Când săgețile copii sunt uh, pe dos, una în sus și una în jos, atunci relațiile sunt invers proporționale. Și atunci vom avea raportul dintre 15 supra 12 este egal cu și relația fiind invers proporțională va fi x supra 8. Haide să scoatem x-ul de aici, Cristi. x egal cu cine? 15 ori 8 supra 12. 15 ori 8 supra 12. Putem să simplificăm 12 cu 8 prin 4 și vom obține 3 la numitor și 2 la numărător, iar 3 se va duce cu 15. 15. și atunci ne va da 5. Răspunsul final va fi 5 ori 2, adică în câte zile vor termina? 10 zile. 10 zile, da? Răspunsuri corect? D. D, 10. Mai departe. Suma elementelor mulțimii M este egal cu X aparține lui Z cu proprietatea modul de 3X plus 2 este mai mic sau egal cu 11. Lucian, avem modul de 3X plus 2 mai mic sau egal decât 11. Și atunci, cum vom... Minus 11 efectua. este mai mic sau egal decât 3 plus 2, mai El mic sau egal decât pe 3x 11. plus 2 între minus 11 și 11. Foarte bine. Scădem 2, da? Și obținem ce? Obținem minus 13, mai mic sau da. egal cu 3x, mai mic sau egal cu 9. Cu 9. Împărțim la 3 ca să avem, uh, să aflăm x-ul și vom obține... Minus 13 pe 3, mai mic sau da, egal, mai decât mix egal decât 3x. Mai mic sau egal decât, decât, decât 3. 3. Nu este un interval, deoarece ni se spune că X-ul este din Z, da? Și atunci mulțimea M va fi formată din... Care va este primul format. element? Dacă împărțim pe minus 13 la 3, cât ne dă cu aproximație? Minus 4. Virgulă ceva, da? Deci primul da. număr pe care o să-l iau va fi minus 4, da? Încep să urc. Minus, minus 3, minus 2, puncte, 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 până unde? Până la 3. Până la 3, că este sau egal decât 3. Și ne cere suma acestor elemente, da? Minus 4, minus 3, minus 2, minus, minus 1. 1, plus 0, plus 1, plus 2, plus 3. Le-am scris pe toate pentru că erau destul de puține. Cine cu cine se va reduce? Minus 1 cu minus 1, 2 cu minus 2 și 3 cu minus 3. Și atunci răspuns final va fi minus 4. Care este varianta corectă? Varianta corectă este B. B. Bravo. Patru colegi, Maria, Monica, Ionel și Antim, au calculat media aritmetică a numerelor A egal cu radical din, deschidem paranteză, 4 radical din 3 minus 8 totul la pătrat și B egal cu modul de 4 radical din 3 plus 8. Iar rezultatele au fost trecute în tabel. Din mai întâi, haideți să vedem cine este aul. Când avem radical dintr-o expresie la pătrat, cum va ieși acea expresie de subradical în modul? modul. 4 radical în 3 minus 8. Haideți să comparăm numerele ca să vedem cum le scoatem din modul. 4 radical în 3 și 8. Cum prefer să le comparăm? Le introducem subradical sau le ridicăm la pătrat? Introducem subradical. 16 ori 3 cât va fi? 48. 48. Și radical din 64, da? Deci este mai mare cel de-al doilea număr. Iar atunci această diferență va da negativă. Că rezultatul este negativ, cum o facem ca să renunțăm la modul? Cât va fi rezultatul final? A egal cu? Egal cu minus 4 radical din 3 plus 8. Exact, minus 4 radical din 3 plus 8 sau 8 minus 4 radical din 3, ca să încep cu cel pozitiv. Îi putem inversa între ei, în scădere. B-ul fiind uh, modul de 4 radical din 3 plus 8, în momentul când avem certitudinea că numărul este negativ, nu mai este cazul uh, să facem comparare între termeni. Uh, o să scriu pe B adunarea fiind comutativă ca 8 plus 4 radical din 3. Și trebuie să le calculăm în media aritmetică, da? 8 b, totul supra 2. Adică 8 adică minus 4 radical din 3 plus 8 plus 4 radical din 3, totul supra 2. Cine se va reduce? Minus 4 radical din 3 cu 4 plus 4 radical din 3 și ne va da 16 supra 2, adică 8. 8, da? Haideți să vedem cine a răspuns corect dintre cei 4. În tabel unde vedem 8? La? S Ionel. Ionel, răspuns corect, adică va fi? C, -ul, da. Lucian, suma numerelor întregi din intervalul deschis, minus 4, radical din în 5 închis. Primul este minus cât? Minus 3. Minus 3, adunat cu minus 2, adunat cu minus 1, adunat cu 0. Cât este cu aproximație radical din 5? Ca să știm unde ne oprim. Este 2,2. Radical în 5 este între 2 și si 3, da? Cuprins. Deci e 2, ceva. Și si atunci o să ne oprim la 2, da? Bun. Se reduce 1 cu... Minus 1 și si 2 si cu minus 2. Minus 2. Și si atunci răspuns final va fi? Minus 3. Răspunsul, varianta corectă este? C. C. Cristi, în tabelul de mai jos sunt prezentate temperaturile înregistrate într-o săptămână. Avem acele temperaturi, ne cere diferența dintre cea mai mare și cea mai mică temperatură. Care este cea mai mare? Haideți să o identificăm. În ce zi? În marți. 7 marți, grade. da? 7 minus. Și cea mai mică? Duminică minus, minus 5. Și avem 7 minus minus 5, adică 7 plus 5. Adică cât? 12. 12. Care este varianta corectă? B. B. Bravo. Foarte bine. Lucian. Cel mai mare număr natural de două cifre AB cu bară deasupra, cu A mai mic decât B, în care A plus B este egal cu 7. Pentru că ni-l cere pe cel mai mare număr de forma B, care dintre cele două cifre trebuie să ia valoarea cât mai mare? a sau b AUL. AUL. evident. Știm că suma lor este 7. Și atunci cât trebuie să fie A, cât trebuie să fie b ca să fie cea mai mare valoare posibilă a, a lui AB. Au cât? a trebuie Aul, trebuie să fie 3 și B-ul trebuie să fie 4. Mai este și condiția că A este mai mic decât B, da? Deci trebuie să fim atenți și la această situație și, într-adevăr, ai zis că aul este cât? 3, 3 și, și este 4. 4. este 4, suma lor este 7, respectă că A este mai mic decât B. Iar atunci, răspunsul corect, deci numărul a, b va fi 34. Și atunci, răspunsul corect care este? C. C. Bravo. Mergem mai departe. Cristi, Beti are 10 ani, iar fratele ei are 12 ani. Beti afirmă peste 4 ani, suma dintre vârsta mea și a fratelui meu va fi egală cu 26. Afirmația lui Beti este. Adevărată sau falsă. Haideți să vedem câți ani vor avea peste 4 ani. Ia să vedem. Betty, câți ani va avea? 12. 10 plus. 4, 14. Adică 14 ani va avea Betty. Iar fratele? Are 12, 10. da? Plus. Va avea câți ani? 16. 16 ani. Și suma lor... 14 plus 16 va fi egală cu cât? 30. 30 de ani. Și atunci afirmația cum este adevărată sau falsă? I a spus că are 26 va fi suma. Falsă. Este falsă, adică falsă. B. Bun. Lucian, dacă numerele reale A și B sunt direct proporționale cu 2 și 3, iar A plus B este 20. Atunci egalitatea A plus 2B este egală cu 30, este adevărată sau falsă? Păi, haideți să vedem ce se întâmplă cu ele. Deci, cum vom scrie relația de direct proporțional? A supra A. supra 2, 2 este egal 2. cu B supra 3. Bun. Le notăm cu K sau facem printr-o altă metodă? Cum preferi? Să le notăm cu K totul este egal cu capa și haideți să le scoatem în funcție de capa. A va fi câți capa? 2 capa. Da. B ul va fi? 3 capa. 3 capa. Bineînțeles că puteau fi calculate și în alte două moduri. Puteam să scoatem A în funcție de B, să rămânem cu o singură necunoscută și să înlocuim în relație. Sau puteam să facem egal cu suma numărătorilor supra suma numitorilor. O să merg pe varianta aleasă de tine. Bun, venim și le înlocuim în sumă. 2K plus 3K este 20. Ce obținem? 5K este egal cu 20. Adică K va fi egal cu cât? 4. 4. Revenind la A și la B, A-ul va fi 2 ori 4, adică... 8. 8 și B-ul? 12. 12. A plus 2B este 8 plus 24, adică cât? 32. Exact. Și atunci afirmația că A plus 2B este 30, cum va fi? Adevărată sau falsă? Falsă. Falsă. Răspunsul B. Dan aruncă un zar, fețele sunt numerotate de la 1 la 6 și afirmă că probabilitatea ca pe fața superioară să apară cifra 5 este de 5 pe 6. Afirmația lui Dan este A, adevărată, B, falsă. Ce știm despre probabilitate, Cristi? Care era formula probabilității? O mai știi? Numărul cazurilor favorabile? Supra, numărul cazurilor posibile, da? Se aruncă zarul și apare. Cifra 5. Care este probabilitatea copiii să apară cifra 5? Câte cifre de 5 avem noi pe fețele zarului? Una. Una, nu? Deci, 1. Și câte fețe sunt în total? 6. 6. Deci, probabilitatea este 1 pe 6. Dan afirmă că probabilitatea este de 5 pe 6. Înseamnă că uh, ceea ce a afirmat el este adevărat sau fals? Fals. Fals. Adică răspuns corect B. Sebastian are 180 de lei, iar Adrian, colegul lui, are 120 de lei. Adrian afirmă, dacă i-aș lua lui Sebastian o șesime din banii mei, atunci suma mea de bani ar fi jumătate din suma lui. Afirmația lui Adrian este adevărată sau falsă. Haideți să vedem ce înseamnă o șesime, da? Lucian. 1 o pe 6 ori? 120. 120. Simplificăm și ne dă 20, da? 20 de lei bani pe care el îi dă lui Sebastian. Deci, practic, Adrian va rămâne cu câți bani dacă a pierdut 20? 120 minus 20, 100 de lei. 100 de lei, iar cei 20 de lei se duc la Sebastian. 180 plus 20 va avea cât? 200 de lei. 200 de lei. afirmația sa este că suma mea, adică cei 100 de lei, ar fi jumătate din suma lui. Este adevărată sau falsă? Adevărată. Este adevărată, da, 100 este jumătatea lui 200. Deci răspuns corect A. Cristi, Ana, Gelu, Maria și Radu au calculat media aritmetică a numerelor 2 radical în 3 plus radical în 2 și radical în 12 minus radical în 2. Iar rezultatele au fost trecute în tabel. Haide prima oară să-l calculăm totuși pe B. Putem să scoatem factorii de sub radical. Cât ar fi radical din 12, Cristi? Haide să-l descompunem 12. prin 2. 12 împărțit la 2 este 6. 6 împărțit la 2 3. 3. 3 împărțit la 3 1. Deci cât va fi radical din 12? Radical din 3. 2 radical din 3 minus radical din 2 va deveni B-ul. Și ni se cere media lor aritmetică. Deci media aritmetică cât va fi, Cristi? 2 radical din 3 plus radical din 2 plus, plus radical din 3 minus, minus radical, radical din 2 totul supra 2. Da? Se reduce radical din 2 cu minus radical din 2 și ne va da cât? 4 radical din 3 supra 2. Adică 2 radical din 3. Avem uh, cei patru copii care au dat patru variante de răspunsuri. Haideți să identificăm în tabel răspunsul corect. Radu. Radu, da, vedem că el a spus doi radicali în trei. Băieți, v-ați descurcat excelent. Vă mulțumesc că m-ați ajutat la realizarea acestei lecții. Noi am ajuns la final. Uh, nu uitați ca la finalul vizionării acestei lecții să intrați pe platforma naradix.ro, platformă care Colaborează cu televiziunea română la realizarea lecțiilor de la Teleșcoala TVR. Băieți, vă mulțumesc pentru ajutor. La revedere! La revedere! La revedere. Iar celor de acasă le mulțumesc pentru vizionare. La revedere!